Pentru că pandemia a suspendat pentru o perioadă mai multe curse, transportatorii liciți de mărfuri și pasageri i-au prins curaj. Inspectorii de la ANTA și Asociația Transportatorilor spun că în ultima vreme cursele ilicite s-au înmulțit. În urma verificărilor din ultimele zile, 12 șoferi au rămas fără permisul de conducere pentru jumătate de an. În perioada pandemică, mai multe curse regulate au fost sistate. Și în general transportul interraional a fost sistat, a luat amploare transportul ilicit de persoane în regim taxi între urbele din Republica Moldova. Perioada pandemică, ca urmare a acțiunilor de control efectuate către inspectorii agenției, au fost întocmite 44 procese verbale pentru efectuarea transportului ilicit de persoane cu unități de transport până la 9 locuri. În timpul verificărilor au fost surprinse 17 persoane care efectuau curse ilicite peste hotare de persoane și colete. 12 dintre ei au rămas fără permis de conducere pentru jumătate de an și fără numerele de înmatriculare ale vehiculului. Operațiunea a fost desfășurată în comun cu angajații Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.